Dar ce se întâmplă dacă există un deficit de democrație? Există un prag prea înalt pentru a forma un partid, cum este în România. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest prag. Avem nevoie de 25.000 de semnături și după asta avem nevoie de sedii în toate județele. E aproape imposibil pentru cineva care nu are finanțare să obțină. Așa, cum modificăm sistemul dacă nu avem acces la sistem, pentru că nu avem finanțare? Sau eu cel puțin că nu există nicio situație în care ne supune de cei că nu ați legitimă. Există, dar, din punctul meu de vedere, dar cred că trebuie insistat exact la acel criteriu. Care este criteriul pe care judecăm ce ne supune de cei că ar fi legitimă și ce nu? Pentru că, eu știu, ne dăm cu toții seama, asta nu înseamnă nimic, nu ne dăm cu toții seama, oamenii sunt diferiți. Și cu siguranță putem găsi multe exemple de nesupunere civică care nu ne-ar conveni unei majorități a celor care suntem acum aici. Vă dau un exemplu simplu. Nu știu dacă știți că de sărbători o grămadă de doctori dintr-o grămadă de spitale refuză să facă avortul, ceea ce e clar, o nesupunere civică, este ilegal. Dar cred că sunt foarte mulți oameni care nu sunt mulțumiți de situația asta. Deci, ce este legitim, ce nu este legitim? Situația cu partidele. Se poate face politică și în afara partidelor. Reglementările sunt într-adevăr absurde, dar se poate face și fără înființarea unui nou partid. Luni în Italia, un student de 22 de ani a participat la un protest destul de, cum să spun, de vocal, a aruncat un extintor împotriva forțelor de poliție, a fost arestat și la mai puțin de 24 de ore eliberat, dat în grijă familiei și așa mai departe. În România, ați văzut zilele trecute, 15 oameni sunt ridicați de 30 de jandarmi și cu toate astea, asta e întrebare pentru prima echipă, cu toate astea nu acest caz particular, dar în realitate putem stabili că sunt premise pentru diferite forme de nesupunere civică, pare că nimeni nu se agregă la ele sau că grupurile sunt foarte mici. Dacă aveți o explicație pentru chestia asta. E sau nu legitim într-o democrație ca să se întrunească. Fie că e un om, fie că e un milion. Eu pornesc la prezența că e legitim. Noi luptăm pentru dreptul acelui un om să poată să se nesupună civic, cum ar veni din drept mult spus, tot între ghilimele în continuare, dar noi considerăm că indiferent cât sunt sau că vor sau că nu vor, ar trebui să poată moralmente vorbind sau legitim vorbind să acționeze prin această formă de protest. Privind în piață, zic, la lume care ar trebui să facă asta, de ce credeți că nu se întâmplă în realitate? De ce la noi rețeaua de socializare devine o formă de bușeu când la alții ea devine o formă de agregare? De ce stăm toată ziua și blestemăm pe Oprescu pe Facebook? Ce aia mă interesează pe mine. Nu e scopul acestei echipe să explice cetățenilor români. Pentru că n-a trecut destul timp. Da, faceți un lobby pentru asta. Nu, da, pentru că n-a trecut destul timp. Simplu fapt că ne aflăm aici și discutăm despre nesupunerea civică și despre ce s-a întâmplat în piața universității, eu cred că este un punct în plus pentru avansarea acestei idei de societate civilă activă. Un punct dintr-o mie, să zicem, dar e și el un punct acolo. Adică, dar trebuie să mai treacă timp. Adică America este într-o situație urâtă de tot, de mulți ani de zile până când în sfârșit s-au trezit și au început să iasă pe stradă. În numere, nu extraordinar de mare având în vedere populația, dar în numere din ce în ce mai mari. Deci, da, și noi știm și un popor mai, zic așa, mai apatic, zic eu, dintre alte popoare, o să ne ia și nouă mai mult timp. Eu zic că participarea civică în România sau, nu știu, sunt și din punct de vedere sociologic diferențe în ceea ce privește țările din fostul bloc comunist. Adică există niște factori care, bine și cultural, nu știu, sunt un popor mai apatic,
care ne fac poate să nu protestăm, dar și cred că încerca să arate echipa mea este că genul ăsta de apatie nu e, nu trebuie neapărat să ieșim din apatia asta numai prin forma de protest ilegală, că există atâtea alte lucruri și dacă nu am mai fi apatici sau dacă vrem într-adevăr să ne, să urmăm aceste, să ne manifestăm în cadrul unei legi, în cadrul, în cadrul legal, atunci putem să facem asta, că nu mai suntem apatici. Da, apatia, nu, ca să nu cădem într-o capcană, nu este un diagnostic. E o mare greșeală la, despre Africa, de exemplu, era că oamenii mor de foame. Foamea nu este o boală. Nici apatia nu e o boală, nu e un diagnostic. Până nu demult, în multe state din ex-blocul comunist, o persoană gay risca închisoarea pentru activități normale nouă. În acest caz, aș dori să vă întreb care considerați că este raportul dintre nesupunerea civică și evoluția socială și evoluția sistemului juridic într-un stat. Adică lăsând deoparte fumatul, ierbii și... Păi, cumva cred că se poate face o legătură. De ce? Pentru că e din nou o chestie personală care ține de orizontul individual, dar în cazul ăla și politică, pentru că dacă cineva avea curajul să-și afișeze opțiunea în mod clar, era o declarație politică și își asuma un risc enorm și gestul avea toată libertatea respectivă. Dar trebuie delimitată chestia asta. Cât este scopul personal, cât are o dimensiune civică. Este natura umană. Sigur. Scop personal 100%, dar se întâmplă în foarte multe cazuri. Normal să fie așa. În legătură cu modificarea legislației, haideți să mai luăm un exemplu, exemplu feminismului. Eu aș spune că ceea ce a făcut, de exemplu, Sylvia Pankhurst, care făcea parte într-o organizație care se poziționa clar antisistem, care incendia cutii poștale și alte asemenea lucruri, a avut mult mai puțin succes în contextul schimbării legislației, tocmai pentru că a fost perceput acțiunile ei ca fiind o dovadă a faptului că femeile, de exemplu, nu meritau să voteze pentru că nu erau destul de mature sau emoțional vorbind și așa mai departe. Ori alte strategii, cum ar fi de la Mary Wollstonecraft... Deci folosește, nu? Poftim? Îmi pare că te-am întrerupt, dar trăgând o mică concluzie a ceea ce spuneai mai devreme, deci folosește nesupunerea civică în cadrul revoluției sociale. În cadrul feminismului au fost mai mult, în paralel mai multe mișcări și că în general mișcarea mai moderată, care tocmai a încercat prin mijloace legale să încerce să atragă susținători, a avut mai mult succes și a putut apoi să atragă numărul de votanți necesar pentru a ajunge la schimbarea legislativă. Da. Este clar că avem o societate nefuncțională, dar uităm un lucru foarte important. Trăim în democrație. Așa. Și avem pretenția să trăim în democrație fără să construim. La fel cum avem economie de piață, dar nu ne manifestăm ca atare. Avem pretenția să ni se ofere locuri de muncă, uitând că noi suntem cei care creăm locul de muncă. Așa. Acum, ce se întâmplă? Avem emitenți ai legilor, da? Și se manifestă, da, și cei care aplică legea și se manifestă, ca în cazul cu piața universității, așa. Avem cetățeni care respectă legile și, dacă vreți, se manifestă în felul următor, crezând că e posibil orice. Eu pot fi chiar și antidemocratic, cum a spus dumneavoastră. Eu nu cred că e democratic treaba asta. Așa. Eu consider ce se întâmplă nesupunerea civică ca ultima formă democratică, înainte fiecare fiind obligat să apeleze la celelalte forme. E adevărat că statul nu ne reprezintă și noi nu știm cine ne reprezintă. Atâta timp cât, dacă vreți, prin lege permitem ca un funcționar public, polițistul, să scrie ce vrea în procesul verbal, iar tu, pe urmă, să te duci să faci corvoadă prin sala de judecată, avem o problemă. Așa. Eu îmi supun atenție următorul lucru. Considerați că e mai bine, manifestându-ne nesupunerea civică, oriunde în domeniul public, pe domeniul public, sau ar fi mai bine să avem un spațiu unde să manifestăm? Pentru că în momentul când ne punem
în mijlocul străzii, clar că acționăm nedemocratic, pentru că lovim în drepturile celorlalți. Strada nu e făcută pentru treaba asta și atunci avem o problemă. De ce? Când ridicăm ceva, nu credeți că ar fi bine să oferim și soluțiile? Da, așa. Am înțeles. Nu putem toate întrebările. O persoană care comite o faptă, cum spuneați dumneavoastră, se pune în mijlocul străzii sau ocupă bulevardul Maghiar, poate face asta în legitimă apărare dacă violența asupra la care răspunde este mai mare decât violența pe care o comite. Cum dacă e conștient de riscuri... În măsura în care, să luăm exemplu Roșii Montane, da? În măsura în care Roșia Montană va fi distrusă printr-o mare carieră de aur, de Wolfram, habar n-am ce se întâmplă acolo, a ocupa Bulevardul Maghiarului o violență cu mult mai mică, dar mult mai eficientă pentru a atrage atenția publicului asupra unei probleme care se întâmplă undeva în munți. Până la urmă, despre ce discutăm aici? Despre faptul că o să întârzi niște oameni la muncă, despre faptul că îi incomodăm, pe asta e și scopul nostru, scopul oamenilor care până la urmă fac aceste proteste sau aceste forme de răspundere civică. Să incomodeze oamenii pentru a transmite un mesaj. Asta e chestia, că mulți oameni poate nu vor să audă acel mesaj sau poate că nu sunt conștienți de faptul că există un mesaj, dar asta e modalitatea de unde a atrage atenția la acel mesaj. Și până la urmă, legat de chestia asta, intrăm din nou în discuția de ce e nespunerea civică. Nespunerea civică o considerăm atunci când oamenii nu se supun unei legi, unui orice ar fi el, cu un scop, cu un protest, cu ceva. Nu pur și simplu că nu vreau să fac chestia asta. Nu vreau să fac chestia asta, ba din potrivă, vreau să fie schimbată cu altceva. Astea sunt chestii care mi se pare că sunt implicit legate de acest concept de nespunere civică, care poate fi interpretat într-o mie de moduri, dar pentru a fi util acestei discuții, noi așa le interpretăm.